Domnul Gheorghe a adus peste 100 de brazi atât din țară cât și din străinătate. Cei mai ieftini sunt cei românești, însă aspectul celor din Olanda fură privirile trecătorilor. Și doar atât, pentru că puțini scot bani din portofel să-i cumpere. De azi dimineață, 2 brazi să vinzi, e ceva neregulă. Mai ales că mai avem 2 zile și s-o termina tot. Comerciantul s-a bazat pe brazii aduși din afara granițelor, însă socotelile de acasă nu s-au potrivit cu cele din târg, pentru că prețurile acestora țin departe clienții. Mai puțin de 1.300.000 nu le ai, să-l dai cu 1.500.000, 2 milioane, depinde de braț. Sau prețurile? Pentru salarii și pensii pipărate. Doamna din imagine a pus deoparte din buget pentru brad până în 30 de lei, o sumă care îi permite doar un brăduleț autohton de mărime mică și nu foarte generos în crengi. Da, ce să facem? Trebuie să miroase a brad. Din cauza prețurilor, cei puțini care totuși au vrut să-și cumpere brad s-au limitat la cei românești. Pentru asta, domnul Tiberiu a avut de câștigat mai mult decât colegii din piață, pentru că a adus numai brad din Suceava. Nu prea s-au vândut ieri și alaltă ieri, dar astăzi s-au mișcat un pic. Cât ați dat? 50 de lei. L-am negociat. Nu e așa frumos, dar e acceptabil la preț. Cei care au renunțat la bradul de Crăciun în acest an, însă vor să aibă în case miros de brad, mai au o variantă, crenguțe de brad la doar un leu.